Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem cu tot o altă imagine despre ruși și despre coloneii ruși, în general despre militarii ruși. Asta da. Pușca și cureaua lată ce ruși erau odată. Da, frate. Uite, vezi, lucruri, aflăm numai lucruri neplăcute despre ei. Deștoarșul polcovnic a pierdut laptopul cu informații militare după ce a băut alături de un alt ofițer rus, firește, în cârciuma Castori și Rațe. Cum? Castori și Rațe. Rațe. Un local... Ce mișto sunt astea, zici că sunt, zici că e din Ilf și Petrov, scrie Hodius. Deci în cârciuma Castor, băi, este Ilf și Petrov, în cârciuma Castor și Rațe, un local cunoscut de pe strada Piatnitskaya din Moscova. Deci toată lumea știe localul Castor și Rațe de pe strada Piatnitskaya. Cum, nu știi? Băi, dar ce-mi plac numele astea. Noi de ce nu avem cârciuma? La noi toate sunt, toate sunt americanizate. Vreau și eu să mă duc la cârciuma... Nu știu. Castor și Rațe? La, da, măgarul, da. La măgarul amorțit, la Bratonul, da, asta, și da. Vrăbile, la ceva de genul ăsta. Adică să fie o chestie de asta care ești din comun. Adică de la nume să-ți dai seama că orice e posibil acolo. Adică te duci acolo, frate, te faci praf. Nu știi ce să... Da, nu poți să te duci la cârciuma Castor și Rațe... Ce să ieși bine. Ca să mănânci o pizza și să bei o bere fără alcool. Nu există. Dacă te duci la Castor și Rațe, pierzi laptop cu informații militare, înțelegi? Da. Dânsul îl cheamă Kuzianov. Conduce centrul care se ocupă de studiul oceanelor, construcția navelor civile, că de-aia e colonel, mă înțelegi, okay. Sanchi, și aplicațiile acestora în domeniul militar. Așa aici. Mai fi de acasă. Dânsul nu-și amintește cum a pierdut laptopul. Eu aș zice și dacă era doar unul sau cine știe ce. Practic, cred că era vodka stricată, n-ai cum, nu se întâmplă altfel. Jurnaliștii au aflat că el a sărbătorit în seara zilei de 18 mai, împlinirea frumoasei și rotundei vârste de 70 de ani, alături de un alt colonel din cadrul institutului, și că și-a pierdut memoria după a doua sticlă servită. Ei, acum nu da vina pe vârstă. Eu zic că e de la sticlă. Asta zic, era vodka stricată. Deci două pe la, sticle. Pe la două sticle de vodka la doi ruși, ce? Mie nu mi se pare nimic și din comun. Adică mi se pare că... Unde e gloria Imperiului? Asta da. S-a dus, tată. Ulterior, deci soția sa a fost cea care a reconstituit succesiunea evenimentelor. Ea a relatat că ofițerul a fost dus acasă de paramedici după ce lui Kuzianov i s-a făcut rău pe stradă și trecătorii au chemat ambulanța. Deci a reușit să părăsească frontul. Eu nu cred că a vrut să părăsească, ci a fost forțat să părăsească către paramedici. Cine să-i dea... Nu cred, mă. I-au găsit pe stradă. Cine să te dea afară de la Castor și Rațe? Uite patronul care era, era paramedic. Eu nu cred că în Rusia, la așa. Cârciumă, la orice cârciumă, există instituția evacuării în caz de ebrietate sau să nu te servească în caz de ebrietate. Dar în caz că nu mai miști, nu mai consumi... Te împinge pe stradă. Îți dă drumul pe stradă. E un paramedic. Da. Au început să vină mesaje cu cârcium cu nume haioase din România. Asta e, frate. Hai că avem altă știre acum, da. Că imediat s-a trecut într-un alt spectru. Deci se poate sau... Da. Avem pe undeva măgarul amorțit, cioara murată. E măgarul tăvălit. Măgarul tăvălit e la 2 mai. Deci eu zic să mergem la cârciuma la măgarul tăvălit, nu știu... La Cluj e maimuța plângătoare. Plângătoare? La Galați era la cățeaua leșinată. Nu cred, asta era o... Asta e un folclor urban, că există la cățeaua leșinată. În Cluj e și în Pitești este cățeaua leșinată, okay. Lângă autogară, autogara sud. În Cluj e o bombă, zice cineva, se numea Țățoasa. Da, nu se poate altfel. Deci nu poți să te duci la o cărciumă de 5 stele, sau mă rog, steluțe, 3 stele Michelin, scuzați că nu există. O, 100 Michelin. Să fie la cățeaua leșinată. Aici avem cuisine, haute cuisine. În Bacău avem la vaca grasă. Este, e bun. Așa, așa, așa. Asta nu prea. Doi bursuși la Bacău. Bun. Asta cu bursuși e bună, da. Așa. Nu, dar mai trebuie și un adjectiv. Deci la cățeaua leșinată e bine. Doi bursuși. La trei măgari, uite, în Bragadiru. Lebăda veselă. Așa, lebăda veselă. La Sulina. Da. La bunicul trăznit, în Corbu, Constanța. Aici este la... promițător la bunicul trăznit. La trei măgari în Bragadiru. Da, la trei păduchi. Asta am auzit, la trei păduchi. Asta, uite, trei babe și un cal mort. Asta e bună, unde e asta? În, stai că-mi fuge, mamă, că acum vin mesaje non-stop. În Vânători Neamț. Deci vreau la trei babe și un cal mort. Trei babe și un cal mort. Ce tare sună. Nu, trebuie să mergem. La Deva e la Varice. Asta cu la Varice nu e...
2 lei și o mână ruptă la Brăila. Noi ar trebui, am putea să facem un tur. Eu vă spun, eu din când în când vă mai dau idei cum să vă fac și pe voi youtuberi bogați. Facem un podcast de călătorii numai pe la de-astea, înțelegi? Și mama, odată pe săptămână facem un episod. Am ajuns la 3 babe și un cal mort. Fii atent și facem program acolo, luăm echipă de filmare, dăm pe YouTube. Ce zici de asta? Numai noi putem să facem. Gata, asta. Mă, facem. Calul mort. Da, nu cred. Da. Doi cocoși, da. Mă rog, asta e aici la București. Avem nevoie doar de sponsor. Dacă se poate, fac eu bugetul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.